Deci, draga mea, există două feluri de a fi practic în relații. A trăi din frică sau a trăi din iubire, adică din iubirea de sine. Reluând întrebarea, am făcut așa un intru ca să înțelegeți, am, am, un pic am detaliat ca să vedeți legătura dintre cum intrăm noi în relații și de ce se manifestă asta în relațiile mele și conceptul de sine. Deci dacă atașamentul înseamnă frică și decizi să nu mă atașez cum pot să ajung să iubesc? Păi dacă tu, vei, dacă Nicol, vei schimba uh, povestea pe care tu ți-o spui despre tine și despre relațiile tale și nu vei mai crede în vechea poveste în care, în vechea poveste, Nicol era mereu abandonată, era respinsă, oamenii plecau, bărbații erau hot and cold uh, și mai departe. Și tu decizi că în realitatea ta nu se întâmplă asta. Pentru că n-ai fost niciodată asta și pentru că mereu ai fost valoroasă și ai meritat iubirea, poți să te atașezi cât vrei tu, că nu ți se va întâmpla asta.